Pentru mine, bârfa este ca o necesitate. Și ca orice necesitate, trebuie făcută. Eu am fost un om, am râs. Am locuit la casă, pe pământ. Aveam pământ sub casă. N-am spus la nimeni. Nici eu n-am știut. Dar ce să faci la casă? Cu cine să bârfești? N-ai cu cine. Aveam o curte amărâtă. Ce aveam în curtea aia? Aveam niște roșii, un castravete și un nuc. Nucul, nu mâncam nuci. Că mănânci nuci, curg. Roșiile, rușinoase. Cum le spuneam ceva, să roșeau. Castravetele, numai probleme am avut cu el. Fiecare dimineață veneau vecinele de peste drum la mine. Pe cine? Am venit să vedem castravetele. Matale. De ce să vedeți castravetele? Uite așa. Zine și nouă, ce îți face castravetele? Crește. Ai, lasă. Și unde îl ții? În pământ. Ai, lasă. Și după ce îl scoți din pământ, unde o să-l ții? În borcan. Voi! Ne-a dat afară. O brăzice. S-o vadă borcanul. Ieși afară imediat. Păi ce obrăznice, am vândut casa și mi-am luat apartament la bloc. Viață. Lume, am de lucru. Câtă bârfă e acolo. Iar dacă nu e, de la mine. De la mine mă ocup. Am un vecin, e sculptor. Aduce fete acasă, le dezbracă la marmură, ia ciocanul, nu spun că au venit niște babe? Bat la ușă la mine, domnul, unde este domnul ăla cu ciocanul? Aici în bloc, nu vă interesează, mă ne interesează, ia hai, nu le-am prins la ușă la sculptorul? Cu urechea lipită, i-am zis, pleacă de aici. Trage ăsta un ciocan în ureche, faci vă boală, de nu te-o poate nimeni repara. El zice, am și eu nevoie să mă sculpteze, băi. Ăsta sculptează marmură, nu coaj de copac. Hai. Mai am un bloc, e bodyguard din ăsta, security, se antrenează acasă, bătăi, pe nevasta, mă, ce-a bătut-o, păi ce-a bătut-o, toată lumea crede că e cu nasul pe sus, nu e, i-a dereglat direcția, să vezi cum merge beata femeie, să vezi cum merge. Cred că e undeva în față la vreun hotel, că de câte ori mă vede îmi zice circul, și eu circul. Că circul, mi-am pus și două beculețe stânga-dreapta să semnalizez în caz de... să n-am probleme. Păi ce să fac, să-mi strâmbești mie gura, că stai în stare. Mai avem una la etajul 8. E meseriașă.
Am auzit. Cum spun mulți, vin la bloc și arat. Acolo stă meseriașa. Aha. Da. Sigur e meseriaș, pentru că ți-mi minte ce mi-a zis tata. Tata mi-a zis, bine, meseria, brățară de aur. Și m-am mutat pe mâinile ei, pline de brățări. Clar că e meseriaș. Mai avem un bloc de meserie soț. Să căsătorește și-a nevasta și iasă cu ea pe balconul, așa? O ține de picioare cu capul jos. Și noi ne adunăm tot blocul. Măi, omule, măi, măi, nu ți-e milă, mă? Nu ți-e milă de noi, mă? Pune-mă niște pantaloni pe ea, mă. O ții așa de pănușată, mă? Dar el o ține de picioare și strigă. Bă, voi știți ce e aia, soție? Cineva trebuie soție, mă. Eu o țiu. Dacă eu nu mai țiu, cine o soție, mă? Și am vrut să calmez spiritele, să-l liniștesc. I-am zis, n-ai curaj. Și-a dat drum. Și-a căzut femeia de pănușata în freză. Căzut în freză, că era unul cu freza jos acolo și meșterea a căzut în freza omului. Mai avem unul, e doctor, de femei. Nu știu cum să uite la ele, dar înainte să se uite, nu știu cum le convinge de... Uite și asta femeile în fața lui. Auzi? Să uite și vede tot. Dacă le-a zis unei femei, cum s-au fi uitat el? A zis, ai polip? Mamă, ce departe a văzut. Nu știu ce le face. Le ia acolo la el și după ce le termină, ele ies. Măi, dar ce le face că ele când urcă pe scară, urcă normal? Urcă cum urcă omul, așa. Și când coboară, coboară, iurea. Cum poți coboare așa, a?